Salutare, frate, și bine am găsit la un nou video pe acest canal, încă o dată jocul nostru Clash Royale. Am făcut acum ceva vreme câteva videouri, însă m-am lăsat pentru că nu mi-a mai plăcut să joc acest joc. Nu prea mă pricepeam și nu avea sens să continui. Însă acum văd că lumea chiar îmi cere acest joc și haideți să vedem cum stă treaba, să încercăm și noi să vedem. Microfonul meu să-l pun mai așa, să fie mai șmecher, haideți așa, frate, și haideți să-i dăm și noi drumul. Am telefonul meu, am iPhone-ul aici, iPhone 5-ul, pentru că pe celălalt nu am și pe Samsung nu o să pun. Deci haideți să începem, fraților. Vom vrea dacă reușim să facem și crown chest-ul și să vedem dacă mai câștigăm și noi câteva chest-uri pe acolo. Avem ceva aici ce este magie. Na, nu-ți dau din poțiunea mea magică, frate. Haideți să mergem pe battle. Holy Jesus. Haideți să vedem ce reușim să facem, fraților. Voi lăsa o cască mai așa pentru că n-am nevoie, pentru că mă surzește. Ok, păi voi face chestia asta, frate. Voi face chestia asta, voi face chestia asta. Deci nu mă prea pricep la acest joc, deci ca să știți toată lumea. Nu prea mă pricep, deci ca să vă fie clar, fraților, e gen, sunt cu totul un începător la chestia asta. Haideți să lăsăm puțin așa, să punem căștile aici, de fapt, pentru că nu am nevoie de sonor. Ok, frate, punem acolo. Ia, barbarii, mâncați așa. Opa, nume... Dude, cum de-au trecut? Adică ce s-a întâmplat? Ok, punem stormul ăsta, mă rog, ce e? Pac, easy peasy, lemon squeezy. Momentan noi suntem pe un dezavantaj, dar acum am nevoie să pun și o legendara mea cu schelețe aici într-o parte a dreaptă. Aoleu, scheleții vieții, frate. Că... Și-a pus el armata vieții acolo, frate. I-am scăzut și eu puțin. I-am scăzut vreo câteva... Pă, aoleu. Vom pune și noi domnul nostru... I don't know, dragon. Baby dragon. Șapca mea e pusă cam așa, da? E ok, frate. Hai, scade-i, dă-i una bucată așa, frate. Dă-i una bucată magică. Punem și noi hordul nostru de bolangii. Hai, frate. Pac. De trebuie să-mi vină și mie. Oh, am dat deja legendara. Ok, înțeleg. Păi așteptăm și noi să facem. Nu știu, spuneți-mi. Nu știu, fraților, spuneți-mi și mie ceva în comentarii, idei de cum să joci și chestii de genul. Pentru că eu habar nu am, sincer, și chiar nu mă pricep la jocul ăsta. E pur și simplu imposibil. Că vedeți și voi, am un deck destul de ok, niște cărți destul de faine, dar degeaba le-am dacă nu prea pot să le folosesc, pentru că nu știu cum să le folosesc. Am dat aia foarte prost, pentru că am dat-o foarte aproape de turnul regelui. Punem și ăsta. Ok, vreau să mai pun un baby dragon acolo. Mai vreau să pun asta aici. Haide, frate, acum ar trebui să fie forță. Acum ar trebui să fie forță. Una. Hack. Pack. Următorul care ia coroana, easy peasy lemon squeezy. Haide, frate, mori. Nice, frate, nice. Ok, păi văd că avem ceva, avem noi ceva acolo. Suntem foarte aproape să-l doborăm pe partea aia. Dude, o să ne ia chestia asta. O să ne ia chestia asta, dude. Hei, nu prea aproape, nu așa ușor, frate. O, nu așa ușor. Uite aici, încă o armată de scheleți. Bagă, ia și mănâncă scheleți. Ia mănâncă scheleți, frate. Hei, dude, e foarte greu pentru mine. Efectiv, nu prea reușesc, dude. Okay. Aici pentru horda ta de mamuți mici. Ok. Dude, să fie un draw. Nu știu, frate. Abai nu am cum să joc jocul ăsta prea ca lumea, adică chiar nu mă pricep. Match over, dude, a fost fost egal. Zero, nimeni n-a câștigat, dude.
Wow, da, de, da, a fost bun, era mai bun, adică câștigam și eu aici, na, ce să faci, n-am luat niciun crown, n-am luat nimic, ce e aici, frate, News Royale, chestii de genul, n-am mai jucat jocul ăsta de foarte multă vreme, deci având în vedere Battle for Clan, ok, n-am mai jucat degeaba, nu am ce se întâmplă pe aici, Arena, ok. Haideți să mai intrăm la încă unul, fraților, a fost destul de intens, primul am impresia că l-am pierdut, asta a fost primul, habar nu am, frate. Ia reți, mergem fain, frumos. Voi încerca să atac pe partea stângă și după să dau o legendară pe dreapta, deci vom ataca cu mini baby dragon chestii. După ce atacă el de fapt. Ok. Și avem oglinda aia, frate. Nice, bro. Ok. Nice, primul foarte easy. Prima a fost foarte easy, frate. Ta, nu spune că l-omorăm așa de ușor, dude. Ta. A, dude, ăsta a făcut-o intenționat, dude, sau chiar am câștigat pe merit? Good game, I guess. Golden chest, nice, dude. Ar trebui să-l deschidem și noi, nu știu. Tap to open 48 de dalea să-l deschizi așa. Dude! Dude, are you nuts, dude? Ok, hai să mergem pe open free chest. Open free chest, open, open. Fireball, na, chestii foarte, foarte, foarte proaste. Mai vreau unul. Ok, crown chest, fraților, hai să mergem aici. Pack, gold, pack, gemuri, pack, spear goblin, pack, bomber. Barbar, mini, P.K., n-avem nevoie de nimic de aici, fraților. Ok, ce avem mai? Avem un prinț și chestii de genul. Poți cumpăra chestia asta de mai multe ori? Sau poți doar o dată? Pentru că aș cumpăra-o, frate. Cumpăra asta am 160 de gem. Cu 40 ar fi 200. A, banan, bro. Aici avem aici nu, tot asta care cere chestii. Ce mai avem pe aici, fraților? Pam, 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 câteva chestii pe aici, așa, nice. Clanul nostru, vreau să se cheamă Titanii România, by the way, ca să știți și voi și haideți să mai intrăm la încă un match, fraților, și cam atâta. Nice. Nice, dude. Și haideți să vedem cum stă treaba. Voi trimite horda de minioni acolo. Cam așa stă treaba. Ok, o omorâm și pe vrăjitoarea aia, foarte, foarte nasoală. Hai, frate, mori. Mori, frate. Ia de aici, dragonul! Ia dragonul! Ia scheleții! Ok. Ok. Hai, frate. Hai, dă-i una, un croșeu de stânga, un croșeu de dreapta. Uite aici, pac, pac, pac. Not enough. Ok, dă-i aici un croșeu de stânga, un croșeu de dreapta, frate. Hai, bagă-i, bagă-i, bagă-i. Pac, 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 pac. Nu băga scheleții că... Ma, mare bolangiu ai fost, frate. Mare bolangiu ce ai fost. Hai, dude. Nu, mare greșeală să pun persoanele alea, hoarda de minioni acolo a fost cea mai mare greșeală făcută posibil vreodată, frate, adică v-am spus că nu prea mă pricep, logica mea e foarte, 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 foarte mică, foarte slabă, foarte... Pa, ba, nu mă pricep la jocurile de strategie, ca să știți și voi. Hai, trece acolo, fain, frumos, toți, 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 toți. Nice! Ce dai tu în mine, frate. Ce facem noi aici? Păi ori facem ceva, ori nu facem ceva. E într-un mic avantaj ce-i drept. Și încă o dată, frate, lăsați-mi și mie ceva idei de strategie în comentarii, pentru că ar fi foarte, foarte apreciate. Ok, vom pune asta aici, vom pune și asta aici. Pe care vom aștepta să vină legendara pe care o vom pune acolo, frate. Nice, atacăm acolo, fain, frumos.
partea stângă, frate, mergi direct pe ea. Haide, bagă, frate, bagă. De, nu chestia asta, bagă, fain, frumos, așa. Bac. Așa, did. Na, ne distrug. Na, dude, am vrut să pun Baby Dragon-ul, dar degeaba, l-am pus prea târziu, m-am decis să-l pun prea târziu. Well played, băi, bine, frate, hai, dispai acum, că n-am chef, tumba la casa, bine, tumba la casa, de fapt. Ok, asta înseamnă ceva, ieși acasă, abonam pe spaniolă, frate. Păi, avem 1500 de trofee, ce arenă suntem. A trebuit să spune și aici, player level 6, arena, unde e, nu e. Nu e? Arena 5, uite chiar acolo, frate. Inbox ceva? Nu. Nu, arena 5, fraților. Păi cam atât ar fi cu acest video. Spuneți-mi și mie în comentarii ce v-ar interesa pe voi, fraților. Ceva strategii, ceva decuri, chestii de genul. Pentru că sunt foarte, foarte, foarte interesat să știu cum să evoluez și eu la acest joc. După cum am spus, sunt destul de începător și da, cam asta a fost, fraților. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați, dacă vreți să vedeți în continuare videouri cu acest joc, să lași voi acolo un like, un share și un subscribe, ar fi foarte, 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 foarte apreciat. Eu am fost Alex, aka Titan, și ne vom vedea cu episodul de data viitoare, care posibil să fie mâine. Ne vom vedea cu un live astăzi undeva, fraților. Și încă o dată, da, sper că v-ați distrat, sper că v-a plăcut, nu mă criticați pentru că tocmai ce am început și eu să joc din nou după vreo 5-6 luni. Deci, bye bye, fraților!